Ca urmare a creșterii numărului de atacuri cu rachete și obuze de mortier din partea Hezbollah către localitățile din nordul Israelului, armata israeliană a efectuat lovituri de artilerie împotriva a zeci de posturi și structuri militare Hezbollah. IDF a anunțat că a efectuat lovituri combinate, aeriene și de artilerie asupra mai multor ținte teroriste Hezbollah în zona Wadi Saluki din Liban. Conform IDF, Hezbollah se folosește de zona împădurită Wadi pentru activitatea sa teroristă. Materialele tehnice și infrastructura militară au fost ascunse de către organizația teroristă în zona acoperită cu vegetație bogată cu scopul de a ataca Israelul. Șeful Comandamentului Nord al Israelului, care a încheiat luni o inspecție a soldaților de la granița cu Libanul, a declarat reporterilor că Israelul este, cităm, mai pregătit ca niciodată să extindă atacul asupra Libanului. În primele săptămâni ale acestui an, diplomații europeni și americani au vizitat Beirutul pentru a se asigura că Libanul va respecta condițiile rezoluției 1701 a ONU și nu va permite Hezbollah să mai atace Israelul din zona demilitarizată dintre linia albastră și râul Litani. Corpul Gărzii Revoluției Islamice din Iran a revendicat luni seara responsabilitatea pentru un atac cu rachete asupra Erbil, capitala regiunii kurde din Irak și Siria. Gărzile islamice au susținut că au vizat, cităm, bazele Mossad în bombardamentele de la Erbil. Guvernul regional din Kurdistan a negat categoric prezența bazelor Mossad în regiunea Kurdistan. Gărzile iraniene au amenințat că vor mai lansa un atac cu rachete balistice, cităm, în cartierul general al spionilor și adunările teroriste anti-iraniene din anumite părți ale regiunii. 4 persoane au fost ucise în atacurile iraniene, a declarat pentru ABC News o sursă de securitate irachiană. În timp ce mai multe explozii au fost raportate în apropierea Consulatului Statelor Unite ale Americii din Erbil, o sursă de securitate irachiană a declarat pentru ABC News că nu au existat soldați ai coaliției sau soldați americani uciși în bombardamentul asupra Erbil. Experții militari americani consideră că atacurile iraniene sunt o răzbunare pentru recentele explozii din apropierea locului de înmormântare a comandantului militar Qassam Soleimani în sudul Irakului. Atacurile au fost revendicate de ISIS. Informațiile americane au confirmat ulterior că filiala ISIS din Afganistan a efectuat atentatele. Fostul președinte Donald Trump a câștigat luni seara reuniunea din Iowa în primul concurs electoral din 2024, confirmându-și rolul de lider în lupta pentru nominalizarea republicană la președinție. În ciuda unui ger neobișnuit de puternic, prezența la vot a fost peste așteptări. Potrivit CBN News, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a plasat pe locul 2, iar fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, pe locul 3. Antreprenorul Vivek Ramaswamy a ocupat locul 4. Trump a câștigat peste jumătate din voturi, 51,1%, DeSantis 21,2%, Haley 19,1% și Ramaswamy 7,7%. După rezultatele din Iowa, Ramaswamy și-a suspendat campania și a anunțat că va susține pe Trump. Între timp, Trump se confruntă în continuare cu mai multe bătălii juridice. Este de așteptat să zboare la New York pentru a se prezenta în fața instanței într-un dosar de defăimare împotriva lui. Cunoscutul jurnalist Tucker Carlson consideră că toate aceste dosare penale sunt încercări disperate ale oponenților politici ai lui Trump de a-l opri pe acesta să candideze la toamnă pentru un nou mandat de președinte al Americii. Liderul nord-corean Kim Jong-un a numit la începutul săptămânii Coreea de Sud ca fiind cea mai ostilă țară față de Phenian, iar guvernul său a desființat agențiile dedicate reunificării, a raportat Agenția Centrală de Știri a Coreei de Nord. Parlamentul din Coreea de Nord, cunoscut sub numele de Adunarea Populară Supremă, a emis o declarație la o sesiune de început de an prin care desființa agențiile însărcinate cu gestionarea legăturilor cu vecinul său. Într-un discurs adresat adunării, Kim a spus că mediul de securitate din jurul țării sale s-a transformat în cea mai periculoasă zonă din lume, cu risc de izbucnire a războiului. El a adăugat că reunificarea cu Coreea de Sud nu se va mai putea realiza niciodată, deoarece Sudul este, cităm, principalul inamic al țării sale. Președintele sud-corean, Yoon Suk-yeol, a adoptat o linie dură împotriva Phenianului și a înfuriat regimul lui Kim prin intensificarea cooperării militare cu Statele Unite ale Americii și Japonia. Kim a sporit retorica în ultimile săptămâni. La sfârșitul lunii decembrie, el a spus că Phenianul nu va ezita să răspundă cu un atac nuclear dacă va fi necesar. La începutul acestei săptămâni, Coreea de Nord a testat în zbor o nouă rachetă cu rază medie și cu combustibil solid.